iar vameșul departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci își bătea pieptul zicând, Dumnezeule, milostivi-mi-e păcătosului. Din Evanghelia Duminicii de astăzi, de la Luca, capitolul 18, versetul 13. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați și surori, împreună rugători, se cuvine să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi sfântă de duminică și pentru că am putut să ne rugăm din nou împreună. Dacă ar fi să ne uităm în calendarul ortodox, ne aflăm în duminica 33-a după Marele Prasnic al pogorârii Sfântului Duh. Această duminică mai este numită și Duminica Vameșului și a Fariseului, după Evanghelia care s-a citit. Și dacă ne uităm în paranteza duminicii de astăzi, vedem că scrie începutul triodului. În decursul anului bisericesc sunt trei perioade mari liturgice. Și anume, triodul, în care noi ne aflăm acum, este perioada prepascală, adică înainte de Paște, care ține 10 săptămâni și se încheie în Sâmbăta Mare. Mai apoi urmează perioada denumită Penticostal, perioada pascală, care începe din ziua Paștilor și ține până în Duminica tuturor Sfinților, adică a 8-a după Paște. Iar a treia perioadă și cea mai lungă a fost perioada în care ne-am aflat mai până ieri, perioada Octoihului, perioada post-pascală, care ține din lunea de după Duminica tuturor Sfinților și, iată cum spuneam, până în Duminica de astăzi. Desigur că vom zăbovi puțin asupra perioadei în care ne aflăm, adică a triodului, care este, prin excelență, o perioadă de pocăință. După această perioadă urmează și postul Paștelui, adică o perioadă de abstinență, cum am spune noi în limbaj creștin, adică ne înfrânăm atât de la mâncăruri, cât și de la faptele rele pe care le facem și, sigur că, și de la plăceri și de la păcate. Triodul vine din limba greacă de la triodion, care s-ar traduce cântare sau imn în trei strofe. Este totodată și cartea de la care se cântă în această perioadă, de la strană. Așadar, triodul nu este doar o carte, ci este, prin excelență, o perioadă de sfințire. Este probabil cea mai propice perioadă de sfințire pentru un creștin. Sigur că această pildă a vameșului și a fariseului vă este cunoscută și o știți probabil pe îndelete, pe din afară. Știm cine erau fariseii din această Evanghelie. Fariseii erau oamenii care se socoteau drepți înaintea lui Dumnezeu și împlineau legea, adică știau legea cea veche a lui Dumnezeu și o împlineau, dar cu inima nu o împlineau. Și Mântuitorul Hristos, știm că li se adresează de multe ori cu dispreț și le spune că sunt fățarnici și sunt ca niște morminte care pe din afară sunt văruite, iar pe dinăuntru sunt goale și pline de viermi. Iar vameșii, în schimb, erau colectorii de taxe. Și de multe ori se întâmplau ca aceștia să ia de la oameni mult mai mulți bani decât li se cuvenea. Îi vedem pe amândoi prezenți la templu. Un lucru bun. A te ruga la templu, nu? Sigur că fariseul se ruga, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca celălalt. Și în rugăciunea lui, în loc să se roage pentru sănătate, pentru iertarea de păcate, acesta îl judecă pe vameș și spune, nu sunt ca desfrânatul și ca mincinosul și ca acest păcătos și îți mulțumesc, Doamne, pentru asta. Pe când vameșul spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Mântuitorul Hristos trage concluzia și le spune ucenicilor că acest al doilea, adică
vameșul s-a dus mai câștigat la casa lui. Evanghelia de astăzi are trăsături profunde. Putem enumera câteva dintre ele. Rugăciunea, în primul rând, cum am amintit că s-au dus la rugăciune. Convorbirea noastră cu Dumnezeu trebuie să fie, așa cum am amintit, pentru sănătate. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne ierte păcatele, să ne întărească. Nu să-i judecăm pe ceilalți și să ne fugă mintea atunci când ne punem la rugăciune. Chiar dacă este ea scurtă, să fie intensă și să fie făcută lui Dumnezeu cu inima curată. Ne vorbește și despre virtuți. Pentru că știm că acest fariseu împlinea legea, postea, deși în legea lui nu scria să posteze în fiecare, să postească în fiecare săptămână. Dădea zecioală din cât câștiga. Deci iată, vedem că era un om virtuos care împlinea legea. Dar și pericolul la care suntem supuși atunci când suntem oameni virtuoși. Și mai ales atunci când le expunem virtuțile noastre înaintea celorlalți. Căci diavolul doar asta așteaptă, ca omul să se mândrească, ca mai apoi să insufle în interiorul lui această slavă deșartă, cum că toate virtuțile nu ar fi de la Dumnezeu, ci prin propria noastră putere, ori nimic mai fals. Tot ce avem în lumea aceasta este darul lui Dumnezeu și nimic nu se cuvine, nici măcar trupurile noastre, spune Sfântul Apostol Pavel, că nici trupurile noastre, noi nu aparținem nouă, ci suntem al lui Dumnezeu. Iar ultima trăsătură ar fi despre mândrie. Despre mândria care îl doboară pe om. Mândrie prin care au căzut și îngerul morții și o numeroasă ceată cu el. Știm lucrul acesta. Smerenia însă este virtutea virtuților, care știm cu toții ce înseamnă, cât de greu se dobândește această smerenie și cât de ușor se poate pierde în momentul în care noi ne mândrim sau ne fălim în această lume. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: pe când mândria este moartea virtuților și viața păcatelor, smerenia este moartea păcatelor și viața virtuților. Avem atâtea exemple, cum spune Sfântul Apostol Pavel, avem atâta nor de mărturie în jurul nostru, prin sfinții care s-au nevoit de-a lungul timpului, cărora ei sunt vredni să le urmăm exemplu, dar cel mai puternic și cel mai frumos exemplu de smerenie și de trăire și de viețuire este al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne spune să învățăm de la El, căci este blând și smerit cu inima. Și vom afla odihnă sufletelor noastre. Să luăm aminte, fraților, așadar, și la cuvântul Sfântului Apostol Pavel și să avem mereu acest gând întipărit în sufletul nostru, că oricine vrea să trăiască cucernic în Hristos, acesta va suferi prigoană. În încheiere, v-aș îndemna să începeți această perioadă prin post, rugăciune, prin spovedanie, prin taina Sfintei Euharistii, care este cel mai puternic medicament, atât pentru suflet, cât și pentru trupul nostru. Este însuși Hristos, care se coboară din cer pentru noi. Și nu pentru că am fi vrednici de acest lucru, ci tocmai pentru că suntem nevrednici, îl luăm pe Hristos. Spunea Părintele Ioan Iovan de la Mănăstirea Regea că atunci când un om îl are pe Hristos în el, poate să lupte cu ispitele și cu păcatele. Dar atunci când nu-l are pe Hristos prin taina Euharistiei, cum poate să se lupte singur cu atâtea ispite și cu atâtea greutăți? Și desigur, v-aș îndemna să citiți și Sfânta Scriptură, Cartea Cărților. Este cuvântul lui Dumnezeu însuflat prorocilor și apostolilor. Să luăm și noi aminte, și desigur că acest lucru îmi sună și mie, la cuvintele Evangheliei de astăzi. Să ne facem așa o smerită cugetare și o introspecție, să vedem
Oare noi de care parte suntem? Oare suntem de partea vameșului? Ar fi bine? Sau dacă suntem de partea fariseului, ar trebui să ne îndreptăm? Și cum spunem mereu, mereu la fiecare spovedanie, și cum spune și Sfânta Carte, adică Biblia, tot timpul punem început bun mântuirii noastre. Cu fiecare spovedanie, cu fiecare împărtășanie, noi punem început bun, adică ne hotărâm să nu mai păcătuim, să nu mai ne asuprim aproapele și să-L iubim din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.